Uite, mă, iubirea adevărată. Iubirea adevărată nu stă în Audi, Mercedes și așa. Iubirea adevărată e când merge cu tine pe toate noroaiele și nu zice nimic. Hai la bere! Eu sunt șoferiță numai de 3-4 ani. Când mă prins că eu umblu cu motocicleta și mă prins în Șanul Mare, era șef de post domnul Badea. Păi și la pensie acum. M-a prins și mi-a făcut dracu dosar penal. No. Și asta mi-a făcut nostaică, voi demonstra că pot mai mult. Și da? La câți ani v-ați luat permisul? La 68. 72 am împlinit. 73 acum. Au ce spune? Libertate, libertate, ești mai scumpă decât toate. Amarului bogăția când te roagă de pușcănărie. Libertate. Vezi, mă, voi scaunul ăsta de gaming de să lasă așa pe spate, a? Ia uite, cum se lasă pe spate. Tu sunt morții, măti. Mami! Ce să zic? După fotbal și răsplată. Moră domnița Bălașa. Hai sus! Hai sus, Lăuz! Hai de Luță de Marie! Animal cu A? Anvelopă sau cum? Haide. Hai. Op. Ce m-aș fi băgat mi-aș pula. Manța sto de ce la. Ai, camarola, camarola, ai, camarola, camarola, ai, camarola, camarola, ando beși me calo. Spuneți lui Gagica mi să scoată bilele, că nu mai pot. Mi-a zis maica ta că te-ai bătut azi cu cineva la școală. E adevărat? Da, tată, e adevărat. Pentru asta te-am trimis la școală? L-ai bătut? Da, normal că l-am bătut. Bine, bă, băiatule, bine, cum e, da? E da cum te-a învățat, tăticu? Exact cum m-ai învățat. Stângă dreaptă și genunchi. Intră în apa mării, prințeță sirene, hai să vezi să noți și nu te teme. Tu cine ești? Handa Gogan. Intră în apa mării, prințeță sirene, hai să vezi. Verii mei sunt verii mei, sunt la fel ca frații mei. Chiar dă mă mai cer cu ei, ei sunt la fel ca frații mei. Very mei sunt verii mei. Da, mă, normal că am vorbit cu Ana. S-a dus la o prietenă, că e seara fetelor azi, ești nebun. Ce dracu, mi-ai zis să nu o deranjez. O las, că am încredere în ea. De ce naiba ai vrea să ai numele scris pe lunetă, să te înjure lumea în trafic pe nume? Pizda, mătii Matei! Nu, el Andreea, strosă el Andreea. El Andreea se machiază, se fartează, se fac proiectul la geografie. Știi, te beam apa minerală. Așa. Ulterior au coborât toți, hai afară. Zic, mă, lasă-mă să-mi beau apă, că un foc și un incendiu a mai trecut prin de-astea. Și-a băut apa. La zingură. Mi-a terminat apa și acum... ...meze de burduf, în coajă de bear, și-a lingură de Nutella și acum le contopim. Iubita, te rog, hai să băgăm astăzi la burdici brânză de burduf în coajă de brad și o lie din Nutella, că am o poftă de o pinticărai. Și de 8 zile pe toaletă. Iii.
Se zice rău de noi, dar cu suma de cură. Problemele de clasa 3, nu clasa E. Sunt bătace și sunt băface. Atunci când faci bradul la Olter, mâncați așa. A, uite, da. O rupim! Doamnelor și domnilor, dacă vă uitați acolo în stânga, vedeți bărbatul cu cea mai mare pulă. Uite acolo, acolo. Bravo, fra, bravo! Înaintați. Bă, fratele, bă, dă-mi și mie 500 până mâine, mă, că nu mai am țigări. Să moară, eu să mor. Să mă calce mașina 226-le care o ia încolo spre Romană. Eu să fiu în fața la Intercontinental, să mă arunc așa în fața la mașină, să-mi cadă mâna de aici până aici, să o văd jos tăiată, să o iau așa de jos până pun la loc. Să moară, eu să mor, să moară și ăsta de conduce traveau, să facă accident, dacă o avea. Să zic eu nu mă jur, de fel eu nu mă jur, dar să moară copiii mei, să mă facă așa și după și așa. Să mor în ziua de Paște, de Crăciun și de Revelion, când face dar negru 10, 9, 8, atunci să mă vezi mort. Să moară mama mea, tatăl meu, surorile mele, nepoții mei, să moară toată familia mea, să moară și tu să mor, care ești ochii mei de cap, dacă avem vumba. Bine, hai te pup. A fost odată un colț de rai și mare-ți mai era mândria. Cu fruntea sus, oricui spuneai că ești român din România. Că ai strămoși ce s-au luptat și și-au dat viața pentru țară. Sub glie ei s-au îngropat ca neamul nostru să nu piară. Ai moștenit, ai primit o țară mândră și bogată. La cârma ei câți au venit, de toți, pe rând, a fost prădată. Că au vândut-o la străini, nici ei nu s-au sfiit să fure. De nu mai au bieții români, nici munți, nici ape, nici pădure. Acum vezi cerbii carpatini și urși agonizând pe stradă, cum mor că-s loviți de mașini. Te spar capul din seară, nu-ți dau să mănânci, boschetarule! Vii la culcare să vezi ce te omor! Toți ne întrebați, cum te ne înțelegem așa de bine încât vă 4 ani de zile? Faptul stă că încă... Taci dracu din gură, mai te rupe! Da. Am venit să-ți iau viața. Viața? Viața mea? Da. Hai că cu cine are treabă? Ia uși ce zice soba, dănuțule! Focul, 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 ai aprins în mine focul, haide, hai că începe-l jocul, focul, focul, focul. Și că dacă te masturbezi de două ori pe săptămână, îți încrește șansele de viață cu 20%. Băga, mi-aș pula că eu sunt nemuritor. Bună seara, dragii noștri! Soții șmenarul deja pregătim frigiderul pentru porcul care vrea să vină la noi. Hoțu, fă, hoț, hoț. Erica, hoț, hoțu, tată, hoț. Fă, mă omoară lumea cu tine. Hoț, am zis, scoală în pula mea. Scurile de noroc, la 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 la. Mă țin de 5 ani pe loc, la 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 la. Am spart aparatele, la la la. Să-ți fie de bine, taică, dar vezi că o să te cași BCA. Mă, voi știați că un coi costă 4 milioane de euro pe Piața Neagră? Acum stau și mă uit la bărbatii mei și nu știu ce să fac. Cu ce plătesc chiria? Mă nesimțiților, cu ce plătesc chiria? Nu vă e frică de Dumnezeu, că sunt amărâtă! Interlop pe net, față-n față e un laș. Gagică tăie la mine și îngătește papanaș. E dulce, rău, nebuna, vrea să facem copilași. Dar eu sunt peștele Nemo și o duc în alt oraș. Eu văd fetele ca pe o afacere. Două la preț, dă una la cinci. Mai văzut. Câți ani ai?
Cât îmi dai? Cât vrei. Cât ai? Te dai la mine? Vrei? Îmi place de tine. Eu te iubesc. Vrei să fii soția mea? Da. Acum dai și mie niște bani. Sigur. Ia. Dă-te mai încolo, că mă sufoci. Nu vreau. Ești un măgar. Și tu grasă. Divorțez. Adio. Auzi, bă, asta, de azi înainte, dacă mai ridici tu unul la mine, îți dau de sar, te mănânc, te are cu de aici. Îți rup ficați în tine. Bă, n-auzi. N-auzi. Ce vrei, mă? O jniță, îl fac pane sau îl prăjesc? Fă-l pane. El o sărută pe buze, precum fac mai toți trengarii, ea strânse ușor din pulpe și îi sparse ochelare. Du-te, mă, jos, mă! Mă duci la mec? Du-te, mă, jos! Nu mă dau, mă duci la mec? Te duc, mă, dă-te jos, nu, mă! Nu, vreau comandă de mec aici! Du-te, mă, jos, nu mă! Nu mă dau! Iubirea, poți să-mi spui și mie cum se desparte în silabe cuvântul încurcând? Mâine? Natasha! Natasha! Ți uite, bă, Cianin, stai să facem și noi un om de zăpadă. Afară? Nu, în dubă. Păi, glumeam. Chiar glumeam. Ah, scuză-mă. Considerat cel mai bun falsificator de bani din istoria României, a fost arestat preventiv. A cooperat cu procurorii de ICOT și le-a povestit tot ce a făcut în ultima vreme. Că i-a luat un an să printeze prima bancnotă și că a învățat singur din greșeli până s-a perfecționat. Mi-am luat și tricoul ăsta, Blame Flame original, și voiam să vă întreb o chestie. Bun, acum că ați rămas mai pe bombardier, bă, vreau să vă cer și o părere. Să-mi spuneți, e ok așa? Mai mult? Sară și brățara? Hai, bine, ok. Bă, mersi, ok, mersi. A fost odată o familie regală care, ca toate celelalte, mânca fătui în gură de zicei că nu-i ziua de mâine. Dar prințul nu mânca pe motiv că faraonca nu punea gura pe carne nici la masă, nici în pat. Uite și pe ăștia cum se uită la mâncare calici și puli, dar calici cu sânge albastru. Aia bătrână se bășică că nu-i stă nora la masă și o freacă pe Instagram la poze cu crișcă și ce mai mănâncă săraci de lângă palat. Prințul s-a ridicat și a spiș pe cina voastră că începe meciul. S-a dus la bucătar să-i ceară o șuncă de porc light. Ăsta s-a frecat la mustață și s-a gândit că mai bine lucra în Anglia pe Uber decât să decaloteze grăsime de pe carne pentru prințesa Pizzi. Dar s-a chinuit omul de a făcut din carne roșie o chestie rozalie. Și s-a dus prințul în cameră la prințesă să o surprindă, asta crezând că îi dă ceva de la Pandora, dar prostul avea șuncă fină. Ea s-a bucurat că, dracu, era prințesă, nu aia care aruncă oala de noapte și suge ambalajul la șuncă. Și s-a întors pe... Nini! Ce, mă? Ce-am văzut la polantine. Cine la polantine, mă? La polantine, d-astea. Napolitane, mă? Da, la polantine. Ce la polantine, mă? E la mișto? Gulaghine, la polantine. Napolitane, mă! La polantine, ia! Nu vreau, nu-mi place! Miroase a pizdă. Nu miroase a pizdă la loto. Da, ce miroase? A la pulantine, ia. Nu ai de coa. Uite, mă, petardă din șurub. Pune-mă aici. Uite cu ciocanul. Uite, bă, la casă la Aldi se mură de nostru, zici că e Dorian Curai. La casă la Aldi zici că e Dorian, varianta mai închisă la culoare. Deci nu pot să cred așa ceva. Ziceți voi de înseamnă, mă, frate. Nu, Sergio, nu! Băi, e telenovelă, mă, crezi că te aud ăștia pe tine, o să facă ce zici tu? Hai, bă, Busquets, bă, că zici că ai covrigie în picioare, să mor eu! Bitch! Când ești un om fără bază, lumea te îngenunchează, vai, 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 vai. Îmi curgeau lacrimi pe obraz. Curgeau lacrimi pe obraz, că prea mare chin am tras. Și mi-am luat să bi pe spate, și mi-am luat să bi pe spate, credeam că nu scap de moarte. Să-ți dau în genunchi, mai Doamne, și să le cer îndurare. Să spun gata, nu mai da, că mâine îmi vând casa și din oraș voi pleca. Și din oraș voi pleca, mă jur pe familia mea, dacă nu îmi vând casa. Dar te rog, nu mai da, frate, că ai dat prea multe săbii pe spate. Do-o!